Și le spunem bună dimineața invitațiilor noștri care sunt obișnuiți să fie activ, să fie pentru simplul motiv că sunt sportivi. Bună dimineața! Bună dimineața! Tot pedalează. De altfel a și urcat scările pedalând. Iată ce echipament aici, țais, cum s-ar zice. Avem acolo și o bicicletă. Uite ce frumos stă acolo rezemat. Exact! Asta este cea despre care vorbim. Avem și un afiș. Și avem și un afiș. Pentru că vom avea etapa de duminică. În ce dată suntem duminică? 26. În 26 va fi foarte mare etapă în desfășurare. Clujul pedalează. Tara! Avem afișul? Da. Etapa a... Cât e acolo? A patra? A patra. Etapa a patra. Da. Iar aici, sigur, esențial. De altfel, m-au convocat colegii, de fapt nu colegii, m-a sunat șeful și mi-a zis: Irina, nu știu ce faci în 26, dar ar fi bine să-ți eliberezi programul în cazul în care zici: știi, am o problemă personală. Nu există! Bine, pentru ce? Pentru Clujul pedalează. Atunci, da, atunci se eliberează agenda fără niciun bai. Dan, ce faci? Da, uite, am venit și eu. Hai venit și tu. L-am trezit prea devreme. Tu de obicei așa în vacanța de vară pe la câte trezești? Păi, joc de 10. Pe la 10, păi e o oră normală. Mai bine prins reluarea de la 1 a emisiunii. Deci 3 ore mai repede l-am trezit. Echipamentul e foarte frumos. Bănuiesc că nu vor avea toți participanții un asemenea echipament. Nu, asta este echipamentul clubului. Am reușit să facem și echipament pentru cicliștii noștri. Între timp mergem pe două căi paralele, una de organizare de evenimente, și mi-a venit mie ideea că dacă tot organizăm, să selectăm dintre ei cicliști și încercăm să-i lansăm în ciclismul național și internațional. Deja avem și rezultate, știți și pe Laurențiu, care este coleg cu voi, el și cu mine și cu un coleg, deci suntem cei mai învârstnici, undeva la 40 de ani. Noi zicem că suntem vârful, dar vin ei din urmă și ne depășesc deja într-un an de zile, pur și simplu au făcut minuni. El este unul dintre speranțele ciclismului, cred eu, dacă se va ține de lucru, va fi speranța ciclismului în România. Și mai avem încă un coleg, eu le spun deja colegi. Acest echipament am reușit să o facem în România. Fiecare dintre membrii echipei au, în afară de copii, nu am reușit să comandăm așa mărimi mici, dar în rest toți avem același echipament. Aici vreau să subliniez că toți avem și căști la fel, ochelari la fel, și în afară de etapă, dacă avem timp, aș vrea să povestim un minuțel, două despre protecția ciclistului și echipamentul de protecție, că doar dacă avem așa un echipament frumos, colorat și cu tot felul de scrisuri pe ele, nu ne ajunge. Chiar te rugăm, spune-ne cu ce echipament trebuie să vină cei care vor participa la Bacea. Eu îi sfătuiesc pe toți care, în momentul în care și-au cumpărat o bicicletă, deci nici măcar aia care merg la concurs, care și-au cumpărat o bicicletă, indiferent că îi cumpără la copilul de 2 anișori, 3 anișori, că sunt care deja au triciclete, îi rog foarte frumos și îi recomand să-și cumpere cască în aceeași clipă. Este un accesoriu care e ca și cum n-ai avea frână la bicicletă. Eu am văzut accidente destul de grave și au scăpat datorită căștii. După aceea zice lumea că pentru ce niște ochelari? Nu doar pentru că îți intră gâzele în ochi și nu vezi după aceea. În primul rând, dacă mergi pe bicicletă fără ochelari, ți se uscă globul ocular, care în timp îți afectează ochiul. Dar eu am pățit și mai mulți colegi de-a noștri, mai ales la mountain bike, am primit câte o palmă de la câte o crenguță. Dacă n-aveam ochelarii, precis că pățeam mult mai greu lucrurile, adică ieșeau mult mai grav lucrurile. Iar Dan are și mănuși, recomand și mănușile. Dar alea deja sunt opționale, că dacă cazi și te julești la mâini, nu e așa o problemă, dar casca, în primul rând, și ochelarii sunt foarte importanți pentru un ciclist, da. Casca neapărat, neapărat. Văd foarte mulți bicicliști în oraș fără cască. Și e foarte periculos. Nu-și cumpără o cască pentru motivul că, nu știu, e prea scumpă sau care? De ce? Da, când aud chestia asta, domnule, cum să dau pentru o cască 50 de lei? Eu zic că un sicriu, un sicriu sau o operație la
creier, chiar dacă domnul Florian este un chirurg extraordinar, e mult mai greu, adică mult mai scump și recuperarea durează foarte mult. Eu recomand să-și cumpere niște căști, nu de 50 de lei, de 100, 100 și ceva de lei, sunt și căști de 400 de lei. Nu trebuie să mergem chiar până acolo, dar și casca are rolul lui și ca între orice produs. Dacă e un produs ieftin, așa se și comportă. Amă, nu, v-am spus, nu trebuie să iei o cască de 400 de lei, dar undeva la 100, 100 și ceva de lei, e o părere mea personală, e o investiție pentru persoana respectivă extraordinară. Hai să trecem înapoi la etapă. Corect. Am văzut că o droaie de vedete vor veni de la dumneavoastră. Eu vă rog frumos să veniți în așa fel echipați încât să și dați un pic din pedale pe acolo. Da? Da. Neapărat să vă urcați pe bicicletă. Bine că am aflat că era să vină într-o rochiță de vară, vapor. Și aia, e ok, e ok. E ok, va fi atracția da. Zilei. Oricum o să vă pregătesc un traseu numai pentru dumneavoastră. Veți merge pe traseu de copii ca să nu avem probleme, pentru că fără antrenament... Da. Deci o să dăm în mintea copiilor. Că ăștia ochelari vă dăm noi. Am zis și cască n-avem nevoie, că... Nu, vă dau eu cască. Nu, la noi, la competiție, nu există să meargă fără cască. Deci eu pe care îi prind efectiv la start, îi rog frumos să... Trebuie să vin cu cască. Bicicleta mea? Nu, vă dăm noi bicicleta. Da? Da, Laurențiu are vreo 3-4 de copii. Ai, deja. Da. A, de copii? Bun, o să încerc una de copii. Înseamnă că-s din alea micuțe sau... Nu, o să vă dăm biciclete adecvate. Da, acum am glumit, nu? Să distingem un pic atmosfera așa de dimineață. Corect. La ce oră începe? La ora 11 va fi start. La ora 11, da. Înscrierile de la ora 9. Îi rugăm foarte mult, mai ales cei care nu se înscriu online, să vină la ora 9 să se înscrie și să-și ridice numerele. Că totdeauna avem decalaj din privința asta și... culmea că tot aia care se înscriu, tot aia care vin la ora 9 și își ridică numerele, tot aia suferă, pentru că ei săraci stau 2 ore până la start să putem să-i dăm drumul, dar nu putem din cauza celor care vin pe la 10:30 să se înscrie și să-și ridice numerele de concurs. Exact. Avem și pe acest afiș aici scris afișul... înscriere online până în data de 25 august pe așa, după până care noaptea la ora 12. Locului... între 9 și 10 jumate. Deci, oameni buni, dacă vreți să vă înscrieți acolo, mergeți la 8 fără un sfert. Eu, nu, la 9 fără un sfert, pardon. Eu îi recomand să se scrie pe site online. De ce? Pentru că chiar dacă nu vine, nu trebuie să plătească, nu își pierde banii, nu ne încurcă cu nimica. Mai mult ne încurcă dacă vin la 11 fără un sfert și, domnule, eu mai vreau să mă înscriu. Mult mai mult ne încurcă. Ați fi răi dacă el ați spune că a trecut momentul de înscriere, așa? Nici nu vrem nici chestia asta, mai ales dacă vin cu copiii. Vă dați seama, copilul ăla și-o pus în gând, nu, eu vreau să mă duc să concurez și cumva ca și cum... Da, copiii în general ne moare. Nu, la copii, într-adevăr, trebuie să avem foarte mare grijă. Tot am gândit să nu facem înscrieri în ziua competiției, dar nu dă nici asta bine. Nu dă nici asta bine. Eu sper să se obișnuiască lumea să se înscrie online. În Occident e la îndemâna oricui și noi am făcut aceste facilități. Într-adevăr, prima dată când deschizi contul la noi, un pic durează vreo 5 minute, dar după aceea înscrierea, vă asigur eu că în 5 secunde te-ai înscris. Mai mult te costă să-ți întrebi parola decât să te înscrii. Pădurea Făgeti, izvorul Elisabeta, este locul de start pentru această etapă. Lumea știe că acel izvor despre care vorbim noi, Elisabeta, că e izvorul Sfântul Ion. Nu, izvorul Sfântul Ion este mult mai sus, adică mai sus între case. De obicei, lumea îi spune izvorul Sfântul Ion. Acela este izvorul Elisabeta, dar o să vadă oricum că va fi tâmbălău și tam-tam. Până atunci, îi rog pe picnicarii care merg, noi tot curățăm în fiecare zi, să-și adune mizeria. E incredibil ce se întâmplă. Pe această cală doresc să rog și primăria municipiului Cluj-Napoca să iasă odată polițiștii aia de... Nu știu, de unde e asta? Și să nu se plimbe doar prin centru să facă din când în când câte o fotografie, meargă, că e o mașină bagată. Eu salut, în primul rând, primăria Cluj-Napoca, pentru că în vacanța asta care a fost între școala și facultatea, în fiecare sâmbătă și duminică a fost închisă circulația în centrul Clujului. Dar îi rog frumos să aibă grijă de pădurile din Cluj, să trimită un pic poliția afară și o să vorbesc și eu la secțiile de poliție din jurul pădurii Făget, secția 4. Și ieri am fost, se tăia în prostie și se distruge pădurea. E păcat. E mizerie extraordinară. Noi mergem, tot adunăm, dar ce adunăm noi într-o zi, a doua zi, cărat, începând de la molos, sticle, materiale de construcții, extraordinar ce se întâmplă. Din păcate, nu știu când ne vom civiliza.
Acum, să nu creadă Dan că l-am trezit degeaba. Da. Nu, nu cred. Ia zi-mi tu mie, de cât timp pedalezi? De cât timp ești bicicleta? De anul trecut, de la penultima etapă. A răvit. Deci de atunci vii constant, deci, la competiții? Am aproape un an. Și când, ți-aduci aminte când te-ai pus prima oară pe bicicletă? La vârsta de 8 ani, 9 ani. La 8 ani ai învățat să te dai pe bicicletă. Și te gândeai că o să fii vreodată pe calea de a deveni cel mai mare biciclist? Nu, nu, aveam alte speranțe. Ce vrei? Am făcut inginer. Fotbal. Fotbal. Și juriturile le ai de la fotbal sau nu, de la bicicletă? Astea de ieri am păsit un mic accident și... Acum, sigur, se pot îmbina cele două sporturi, fotbalul cu ciclismul. E alegerea ta, nu putem să îl îngrădim pe tânăr, nu? Oricum, vom combina alergatul cu ciclismul de 1 septembrie. Vom avea duathlonul firmelor și cluburilor sportive. Pe această cale, iară, invit TVR-ul și Laurențiu, cred că va face echipă de la TVR cu careva dintre colegi. Deci în 1 septembrie vă așteptăm în centrul Clujului și așteptăm pe toți iubitorii alergatului și mersului pe bicicletă să-și formeze echipe sau chiar individual, că așa am conceput competiția. Se vor putea face echipe de ștafetă de 2, de 3, de 4. De astăzi încep înscrierile un pic prea târziu, eu, dar am avut de lucru pe site să putem face înscrierile online în așa fel încât să fie plăcut pentru toată lumea. Deci da, două evenimente vom avea în două weekenduri, una după alta, așa că nu lăsăm clujenii să stea acasă și să privească la televizor sau să... Clujeni, nu vă faceți planuri de stat în casă nici acum, în weekendul ăsta, nici în cel viitor. Dan, tu înainte de o competiție, cam cât timp te antrenezi? Înainte cu 3 zile să fie concursul... Faci turele de recunoaștere? Nu, atunci se dă cel mai tare. Deci, da, tu ai antrenament în fiecare zi? Da. Cam câți kilometri faci în fiecare zi cu bicicleta? Păi, depinde. Cam cât facem? Depinde de mine, într-un fel. 70. 70 și de kilometri? Și apoi intrăm în pădure la porții în scurte. 70 de kilometri? Da. 70 deci undeva, de kilometri? Undeva, nu chiar în fiecare zi, trebuie să urez undeva între 50 și 70 ca să fim top, să zicem, top 5 la o competiție. Dar eu sunt adeptul antrenamentelor scurte și de intensitate maximă. Am citit din cartea lui Lance Armstrong, care antrenorul lui nu-i antrena ore întregi, 3, 4, 5, 6 ore. Antrenamente foarte scurte, de o intensitate foarte, foarte mare. Și am și demonstrat într-o zi că tot erau, nu, că trebuie să mergem 50-60. Și pur și simplu, cred că dacă am făcut 15 km și toți au zis, hai că mergem acasă. Deci. Dan, vei concura acum pe etapa următoare. Abia aștept. Vin să te susțin, am să strig acolo, Dan, haide, Dan! Nu? Da. Și tu o să, nu știu dacă o să te concentrezi, dar tu să știi că eu am să te susțin maxim. De altfel, vom putea merge cu toții, fie că pedalăm, fie că doar vrem să urmărim. În pădurea Făget, ne vedem acolo la izvorul Elisabeta. Chiar așteptăm și suporteri și mă miră faptul că toată lumea tot zice că merge, face sport, merge. A fost Cupa Mondială în Nové Mesto, în Cehia, 15.000 de spectatori. 15.000 de spectatori în pădure. E o cifră impresionantă. La noi nu se adună la un meci de fotbal atâta. La fotbalul pe care îl avem, mă rog. Bun, dar oricum. Ziceam și îmi dădeam o părere. Eu zic că cei care doresc să vadă un lucru foarte frumos, într-adevăr, mountain bike-ul, și așa sunt de fericit că de câțiva ani de zile, cred că a doua oră a fost la Olimpiadă sau a treia oră, au introdus ca probă olimpică și sper să rămână acolo. E un sport extraordinar de frumos, mountain bike-ul. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit în această dimineață alături de noi. Mai ales nu, Dan, care văd că mai e puțin și imediat adormi. Poți să te duci de la 8:30 și până la 10 încă mai poți pe să dormi. Și spor la treabă încă o dată. La fel, spor în ce mai sunt pregătiri de organizare și ne vedem duminică în pădurea Făget acolo pentru etapa a patra. Ne așteptăm cu drag. Pedalează.